Ghețușul de afară a scos la iveală vocația de cascador ascunsă într-un polițist comunitar din Sibiu. Întoarceri cu frâna de mână și mașini parcate pe post de jaloane au fost distracția serii pentru omul legii, iar mașina folosită pentru aceste manevre a fost chiar autoturismul de patrulă al poliției locale. Imaginile au fost surprinse de un amator azi noapte, iar acum au ajuns pe masa șefilor poliției locale. Șoferul, dar și colegul său aflat în mașină, ar putea să-și piardă locul de muncă.